un interviu cu primarul orașului Turceni, domnul Dumitru Belceavă. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua noastră și la toți cei care se uită la noi! O vreme foarte urâtă afară, plouă, deja meteorologii nu au vești tocmai bune pentru ceea ce urmează. Pregătiți pentru iarnă? Cum sunteți? Da, ne așteptăm să vină toamna cu vremea ei un pic mai rea. Sper să vină și zile frumoase. Suntem pregătiți pentru iarnă, să zic așa, 80% cam lucrurile sunt puse la punct. În sensul că avem asigurată căldura la instituții, o mică problemă avem la liceu, dar la sfârșitul lunii, pe întâi, cred că vom da drumul la căldură și la liceu, pentru că, fiind această reabilitare a campusului, s-a întârziat un pic de către constructor aranjarea sistemului de încălzire, dar am asigurări că cel târziu la 1 noiembrie vom da drumul la căldură. Îmi cer scuze față de copii că o să tremure un pic, îmi pare rău pentru ei, dar să privim lucrurile pozitiv, s-a realizat un campus, o lucrare importantă pentru elevi și vor avea și căldură. Am înțeles. În rest, material antiderapant, cu utilajele, cum stați, veți face contract? Da, avem material antiderapant asigurat. Nu cred că va veni atât de repede înghețul și zăpada, vis-a-vis de dezăpezire, așa cum e în toată țara și la noi așteptăm să încheie licitația, sper să încheie înainte de a ninge, dacă cumva se va întâmpla să ningă, vom avea posibilitatea să activăm prin Comitetul pentru Situații de Urgență, Comitetul de Dezăpezire, să activăm instituțiile din zonă, termocentrala și ceilalți care au utilaje și să ne sprijine pentru o perioadă de timp. Ce se întâmplă cu oamenii din zona Sumaidane, cu familiile afectate de cenușă? Da, la Sumaidane, așa cum a promis, termocentrala complexul a făcut un contract pentru îndepărtarea acestei cenușe. Într-adevăr, este un pic în întârziere și este supărător pentru oameni și eu îi înțeleg foarte bine. Eu am discutat în permanență cu cei de la complex. Lucrarea este contractată, se lucrează, se va trece peste termenul care a fost inițial stabilit. E bine că se ia cenușa. E bine că nu este atât de poluantă pe cât ne speriasem noi, adică să fie dăunătoare terenului și cetățenilor de acolo. Zic că e bine, sunt și semne ale naturii, pentru că peste vară, pe cenușe, au crescut buruieni, a crescut iarbă, înseamnă că nu e o zonă periculoasă. Avem și cetățeni mult mai nemulțumiți, dar eu, din câte am văzut eu și am vorbit cu ei, termocentrala, în mare parte, și-a achitat promisiunile față de oameni. Și le achită în continuare, a fost o verificare și a apei, a făcut-o și o organizație non-guvernamentală, apa nu diferă față de ce avem în localitate. Deci nu sunt probleme cu calitatea apei, nu? Este de calitatea cum este în toată localitatea. Nu pot să spun că în localitate este apa foarte bună, pentru că până la urmă această problemă a nitriților care e în toată țara, datorită creșterii animalelor, a gunoiului, a dejecțiilor de la animale, e o anumită concentrație, un pic mărită, de asta și noi ne zbatem acum ca să obținem și noi o finanțare pe proiectul de alimentare cu apă, unde va fi și o stație de tratare a apei, ceea ce va face ca la final apa să fie potabilă și foarte bună, pentru că în SF-ul pe care îl avem întocmit, apa se va aduce de la 300 de metri, din pânza freatică de la 300 de metri, care este foarte bună, e mai bună decât soluția care inițial o preconizam noi, aceea de a ne racorda la rețeaua de apă care merge pe Izvana spre Craiova. Studiile făcute au arătat că e mai eficient și apă mai de calitate la în pânza freatică de 300 de metri, care este și foarte bogată. Spuneți că mai sunt oameni nemulțumiți. De ce? Ce probleme au? Că până la urmă cenușa a fost luată? Din cauza că s-a întârziat cu îndepărtarea acesteia de pe terenurile agricole, oamenii n-au putut să înființeze în toamna aceasta producția pentru anul viitor, deosebit să facă înființarea culturilor de cereale, care e în perioada acum. Acum să vedem care va fi și poziția termocentralei. Oamenii au și varianta să pună în primăvară porumb, care este o altă cultură care se poate înființa dacă va fi atât de rău, să zicem, o iarnă grea și o toamnă foarte ploioasă să nu poată să lucreze firma care face îndepărtarea cenușii, atunci chiar va apărea o problemă reală și eu voi sprijini cetățenii să primească acea despăgubire pentru recolta nerealizată și pentru anul viitor, dar dacă nu se va putea înființa această recoltă de porumb. Eu vă spun că am rămas plăcut surprins acolo, de exemplu pe zonele
unde s-a îndepărtat, a fost talaua bisericii, una din zonele care s-a îndepărtat la timp și s-a făcut producție de porumb foarte bună anul acesta. Am înțeles, am văzut că sunteți pe drumul cel bun cu un proiect privind un bloc de locuințe sociale, o treabă foarte bună pentru locuitorii orașului Turceni. E o lipsă de locuințe sociale? Da, într-adevăr și localitatea noastră se confruntă cu această lipsă de locuințe. Am depus mai de mult o solicitare la Ministerul Dezvoltării, am avut bucuria ieri la București să semnez la Ministerul Dezvoltării contractul de finanțare pe prima tranșă de 1 milion de lei. Acum, cum să spun, lucrurile sunt la noi, încercăm să demarăm cât mai repede partea asta birocratică de documente, de autorizații, să lucreze ceva anul acesta și sper că la anul viitor să continue finanțarea. Nu văd de ce n-ar continua, pentru că e o investiție agreată. Am discutat cu cei de la minister care se ocupă de această axă de finanțare și m-au asigurat că finanțarea va continua și anul viitor. Noi mai avem și alte proiecte depuse și la Ministerul Dezvoltării, la Compania Națională de Investiții. La fel, am semnale pozitive, trebuie să recunosc și cu sprijinul Consiliului Județean că și acestea vor fi finanțate și vreau să mulțumesc domnului președinte Călinău pentru că chiar ne-a dat un real ajutor pe treaba asta. Deci el a fost la București, ați semnat proiectul. Am semnat contract de finanțare deocamdată pentru acest bloc de locuințe sociale, urmând încă două proiecte, nu vreau să mai le vorbesc despre ele, pentru că vreau să vorbesc după ce văd concretizate. Știți? Câte apartamente vor fi sau câte garsoniere vor fi în blocul acesta? Vor fi 40 acesta? De apartamente pe două scări, ele vor fi date în special la tinerile familii, asta e primul grup țintă, familiile tinere cu venituri mici. Unde va fi amplasat? Este în zona bine știută de cetățeni, în apropierea hotelului Termocentralei, unde actualmente este patinoarul. Patinoarul se va muta pe o platformă care este liberă în fața hotelului. Deci nu trebuie să se îngrijoreze cetățenii. Iar în aceasta copiii vor beneficia și de acest patinoar. Deci va rămâne patinoarul. Va fi funcțional, da. La ce lucrați în perioada aceasta? Ce se mai poate face până la sfârșitul anului? Vremea e așa cum e? Primăria rămâne în permanență în priză, indiferent de ce se întâmplă cu vremea, pentru că avem în primul rând activitatea aceasta pe partea retrocedării a terenului pentru eliberarea titlurilor de proprietate către cetățeni, unde nu pot să spun că stăm foarte bine sau nici măcar bine. Acum și astăzi ființe fond funciar, sunt mulți oameni care pe eu le dau dreptate, sunt nemulțumiți că încă n-au obținut titlurile de proprietate, însă cum să zic, uneva adevărul e la mijloc, pe de o parte și capacitatea noastră de muncă este limitată prin angajații care îi avem, iar pe de altă parte nici dumnealor nu întotdeauna sunt destul de receptivi la solicitările noastre și asta e o mare problemă de a veni în teren și a identifica locurile pe care ar trebui să le intre în proprietate, moștenire la părinți. Din păcate s-a întârziat mult cu această retrocedare. Mulți dintre ei care sunt acum moștenitori nu mai știu pe unde sunt terenurile sau fac diverse confuzii și asta ne îngreunează foarte, foarte mult munca, pentru că Comisia de Fond Funciar lucrează în parteneriat cu oamenii și vă spun, asta e a mare problemă, că oamenii nu mai știu bine unde s-a amplasat terenul. Ales că anumite repere între timp au dispărut, ei aveau teren ca reper, anumit arbori care au îmbătrânit, au picat și nu mai sunt. Și din cauza asta avem mari probleme, mai ales și mai sunt situații de confuzie sau de neapărat de confuzie, de vedeți, tata a avut copii, fiecare copil vrea tot ce a avut părintele, ori asta e foarte greu sau nu se poate realiza. Noi trebuie să mergem în spiritul legii, terenul este limitat. În contextul ăsta creăm și nemulțumiri, pentru că cum să vă spun, până acum și sunt situații întâlnite în teren, sunt oameni care, având capacitatea de a munci, având utilaje, au muncit terenul mai mult decât ar fi avut dreptul, ori acum e foarte greu să îi restrângem în limita unde ar trebui să aibă efectiv terenul. Da, și e foarte dificil pentru cei care nu au titlul de proprietate. Da, e greu, da, nu au ce să facă. Și mulți oameni încă nu muncesc terenul. Și asta e și o problemă. Am înțeles. Ajutoare de încălzire se dau? Da, suntem în perioada în care primim cererile. O problemă care o avem creată de legislația
în vigoare și la care nu am găsit soluții, deși am ridicat această problemă în permanență. Vedeți, orașul Tulceni are și sate aparținătoare și există o diferență între o comună cu sate, deci practic aceeași formă de organizare, aceeași situație. La o comună poți beneficia de ajutor de călzire dacă ai teren intravilan până în 20 de ari, la oraș, de la sat aparținător orașului, până în 10 ani. Și atunci e o nemulțumire, dar pare rău, le-am spus la oameni, nu ține de primărie, în care spune, să zic, fratele stă în Strâmba și celălalt stă la noi în turnul din sate, să zicem, stă în Gârbovu. Fratele care are 20 de ani în Strâmba primește ajutor de încălzire, el care stă tot la casă și e în sat, al orașului Tulceni, nu primește. Și n-am înțeles, eu am tot făcut intervenții să se modifice, s-am solicitat, nu s-a modificat și va fi o nemulțumire în continuare a oamenilor că nu beneficiază dacă au mai mult de 10 ari teren intravilan. Bugetul a fost mult mai scăzut anul acesta, probleme financiare, cum vă descurcați în această perioadă? Da, într-adevăr, bugetul a scăzut și am semnale că va scădea în continuare. Deci nu sunt vești bune nici pentru 2015. Nu sunt vești bune pentru că noi suntem foarte mult legați de termocentrală. Da. Și s-a tot vehiculează printre primării, că primăria Tulceni, primăria Rovinal sunt primării bogate, având niște obiective importante. Dar această bogăție a scăzut pentru că și dumneavoastră trec printr-o perioadă grea. Au avut restructurări, restructurări de activitate și atunci implicit banii care au venit către primărie au scăzut. Pe de altă parte și noi suntem nevoiți ca în principal atunci când alocăm sume să și sprijinim cele două instituții mari care avem pe raza localității, anume liceul și spitalul, pentru că eu le consider foarte importante pentru cetățenii localității noastre și localități învecinate, pentru că liceul și spitalul se adresează atât tulcenilor, dar și comunelor învecinate și în contextul ăsta eforturile bugetare sunt deosebite, dar trebuie să ne repliem pe ceea ce avem, pe banii care sunt ca și într-o gospodărie, să stabilim priorități, încercăm să-i înmulțim prin aceste accesări de fonduri guvernamentale sau europene. Vis-a-vis de treaba asta, să știe foarte bine, noi avem o lucrare foarte importantă pentru localitate și anume realizarea campusului, unde s-au atras sume de la Uniunea Europeană în jur de 270 de miliarde de lei vechi. S-a fost o perioadă de un an care se încheie acum în decembrie, în care firmele din zonă au avut unde să lucreze, deci s-au fost create temporar locuri de muncă. Se vor mai crea acum prin acest bloc de locuințe sociale. Sper să reușim să aducem în continuare investiții. Noi lucrăm la un proiect tot așa de mare cum este, cum a fost cel cu liceu, tot pe fonduri europene pentru modernizarea spitalului din Tulceni, reorganizarea infrastructurii acesteia, construcția unei clădiri noi pentru secția de psihiatrie, pentru că nu trebuie să uităm, avem o secție foarte grea de medicină în Tulceni și anume secția de psihiatrie cronici. Am discutat cu firmele cu care lucrăm, inițial am vrut să reabilităm clădirea în care este acum secția, firmele și-au spus că sub nicio formă nu vom primi finanțare pe acea locație și atunci am ajuns la varianta că va trebui să facem o construcție nouă și așa vom face. Noi vom aplica pentru o construcție nouă, modernă, în care partea hotelieră pentru bolnavii psihici va fi la nivel de ultimă oră. Adică vom face o construcție. La final eu zic că tot spitalul va... Dacă se face și modernizarea spitalului, mai exact ce se face la spital? Reabilitare termică sau ce anume? Nu, se vor reorganiza toate spațiile, plecând de la ideea asigurării circuitelor funcționale solicitate prin legislația în vigoare și a faptului că în momentul de față, vedeți, inițial spitalul a avut o anumită structură. În timp s-a modificat, dar nu a fost mai necesar ca această modificare să se plieze peste viața reală a unui spital. Ori acum, vă dau un exemplu, pe proiectul care îl pregătim se vor instala 4
lifturi care să asigure circuitele, se vor reorganiza compartimentele de primiri urgențe, compartimentele de spitalizare de zi, secție de spital, practic tot spitalul va fi reorganizat. Pe de altă parte, în cadrul proiectului este și partea de dotare cu aparatură medicală. S-a făcut un necesar pe baza celor ce au cerut medicii și la final spitalul va beneficia de aparatura medicală la nivelul european din acest moment. Mă rog, la nivelul gradului spitalului. Nu putem să aducem aparatură care nu concordă cu nivelul spitalului, dar la nivelul spitalului va fi la nivel european. Da, și aveți și anumiți medici specialiști foarte buni, foarte apreciați la nivelul județului Gorj. Aș vrea să vă întreb, faceți parte dintr-un GAL. Ce așteptări aveți în perioada următoare? Da, am intrat în acest GAL orașul Turceni, în primul rând pentru dezvoltarea zonei. Da. Într-o cooperare cu comunele învecinate, cu primarii din comunele învecinate. La noi în zonă e mai puțin cunoscut această formă de asociere a GAL-ului. Ea funcționează foarte bine prin Ardeal, am înțeles. Ce vrem? În continuare să aducem bani în localitate și în special banii pentru mediul privat, pentru mici întreprinzători și mai ales pentru mici întreprinzători din partea de valorificare a resursei agricole. O mică fabricuță? Ne propunem, asta e unul din obiectivele noastre, să realizăm o fabrică care, centrată pe toate localitățile, să valorifice potențialul agricol din zonă. În momentul de față avem o firmă de consultanță la GAL care se ocupă de scrierea strategiei și sperăm să fim gata și să obținem un punctaj bun ca să putem să obținem finanțare. Această finanțare este graduală, se dau sumele treptat, se acordă o sumă. Dacă ai reușit să o cheltuiești și să nu ai niciun fel de corecție, niciun fel de așa, după aceea treci în treapta următoare. Eu sunt încrezător, pentru că acolo sunt oameni inimoși care lucrează și eu cred că vom reuși să mergem bine cu acest GAL. Am spus, este în primul rând pentru mediul privat, dezvoltarea mediului privat și eu zic că este firesc pentru că dacă oamenii din zona au bani, înseamnă că localitatea e bine. Da, bine. Se creează și locuri de muncă, oamenii au unde să-și vândă legumele, fructele și așa mai departe. Da. Așa să vă întreb din punct de vedere politic, ordonanța aceasta privind rasismul politic, ce s-a întâmplat în Consiliul Local din orașul Turceni? Au fost consilieri care au ales să plece la alt partid? Sau nu, avem numai doi consilieri care s-au declarat independenți. A fost opțiunea dumnealor. De la ce partide? De la PRM și de la PPDD. Deci doar doi consilieri și au ales să se rămână independenți. Să rămână independenți. Nu s-a modificat nimic în structura Consiliului Local. Cum vedeți? Nici supleați n-au venit să schimbe opțiunile, deci numai aceste doi. Cum vedeți ceea ce s-a întâmplat? La nivelul nostru? Da. E opțiunea dumnealor, nu pot să comentez. Fiecare decide viitorul sau decide ce face în funcție de... Pe mine mă bucur că nu au plecat colegi din rândul ACL-ului. Am înțeles. Suntem în campanie electorală, nu mai avem foarte mult până primul tur de alegeri prezidențiale. Ne alegem președintele României pentru următorii 5 ani. Cum se desfășoară aici la Turceni campania electorală? Probleme sau nu? Nu au fost probleme. Fiecare candidat și are susținătorii lui. Mă rog, mai puțin sunt trei care sunt mai susținuți în zonă. Își fac ce fiecare campania electorală, n-am avut incidente, s-a respectat, s-a dat o decizie privind afișajul, așa cum spune și legea, decizia de primar, în momentul de față ea este respectată, sper că pe zilele care mai sunt nu vor fi probleme. Nu am semnale să fi fost incidente, poate astea mărunte că s-a mai rupt unul la altul afișele sau că s-a lipit un afiș peste altul, asta face parte din micul frecuș care există între oamenii care sunt în teren. Mulțumit de evoluția echipei de fotbal de la Turceni. Sâmbătă știu că aveți în meci. Da, ce să zic, nu sunt mulțumit. Acum trebuie să fim realiști și performanța în sport până la urmă pleacă și de la suportul financiar. Nu pot să dau număr. Au și dumnealor, are și echipa partea ei de vină, dar
și noi, Consiliul Local, nu putem să susținem la un nivel de performanță, din păcate. Speram să fie altfel lucrurile, dar rezultatele, după mine, ar putea fi un pic mai bune, sigur, ar putea fi mai bune, un pic mai bune, dar de partea altă trebuie să acceptăm că, așa cum în lumea sportului, mai ales a fotbalului, dacă nu sunt și bani care să împingă echipa, e greu să facă nici rezultate. Exact. Costă foarte mult și deplasările, și echipamentul. Și echipamentul și nu putem să spunem că în, eu am plecat de la ideea asta, dar a fost un pic naivă, că în Turceni putem avea 11 fotbaliști plus 5-6 rezerve care să facă performanță. Nu găsim, din păcate, și să aducem fotbaliști buni din alte zone e scump. Și din cauza asta costă foarte mult. Am văzut tot ce ați mai făcut ceva transferuri din câte știu. Am făcut, dar modeste. Modeste. Nu prea. Modeste. Oamenii de valoare își spun un preț. Da. Nu ai să-l plătești, normal, asta e situația. În ceea ce privește specialiștii pe care îi aveți în cadrul primăriei, ați mai avea nevoie? Mai organizați concursuri? Da, în primărie ar mai fi nevoie. Sunt două probleme aceia. Pe de o parte, faptul că salarizarea, după cum să știi, este așa cum e. Sunt salarii foarte mici pentru funcționarii publici și mulți incredibil de mici. Adică, vă dau exemplu, birou achiziții, unde pe campus a făcut achiziții de sute de miliarde, da? Un salariu de 900 de lei, 1000 de lei pe o răspundere imensă. Lasă semn de întrebare și oamenii ăștia cât, vă dați seama, să duci o licitație de acea natură, asta înseamnă să chiar să pierzi și nopți, ca să poți să o dai de cap. Ori, la final, recompensa, în afară că le mulțumesc sincer, nu am... E rău că nu s-a lăsat la mâna primarului, nu știu dacă e cel mai bun termen, să poată să recompenseze anumite activități care... Da, și poate salariile să fie diferențiate în funcție de rezultatele pe care le au anumiți angajați. Exact. Dacă sunt buni și obțin... Exact. Pe de altă parte, nici nu poți să mai angajezi, pentru că știți foarte bine, există un plafon pe care nu poți să-l depășești, deși nevoie, v-am spus, mai ales pe partea de fond funciar, am avea nevoie în continuare, dar trebuie să ne limităm în banii care ne sunt alocați, pentru că vin peste noi controlul. Sunt finanțele care monitorizează și... Topograf aveți? Sau ați avem un băiat care a făcut ceva cursuri, el acum la facultate, pe finalizare, cu el lucrăm. Am încercat să facem o achiziție pentru o firmă colaboratoare, banii care am avut noi disponibili, n-a vrut nimeni să lucreze pe ei. Mulțumim mult pentru toate aceste amănunte. Și eu vă mulțumesc și vă doresc mai bine. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla în perioada următoare în orașul Turceni. Așadar, doamnelor și domnilor, ați urmărit un interviu cu primarul orașului Turceni, domnul Dumitru Gâlceavă. Eu sunt Daniela Gapșa. Vă mulțumesc pentru atenție.